Șoferii prinși folosind telefonul la volan riscă între 6 și 8 puncte de amendă, echivalentul unei sancțiuni de până la 1320 de lei. În caz de încălcare a altor reguli de circulație, permisul poate fi suspendat pentru 30 de zile, iar în cazul unui accident, suspendarea poate ajunge la 60 de zile. Legea prevede clar faptul că este interzisă folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vehiculului, cu excepția cazurilor în care se utilizează dispozitivele de tip mâini libere. Acesta înseamnă că dacă un șofer este prins folosind telefonul în mod necorespunzător, chiar dacă nu încalcă alte reguli de circulație, va fi amendat. Mulți șoferi aleg să vorbească la telefon pe difuzor, însă acest lucru nu este întotdeauna legal. Dacă telefonul este ținut în mână, chiar și atunci când se utilizează funcția de difuzor, șoferul va fi considerat ca folosind telefonul în mod necorespunzător și poate fi sancționat. În acest caz, conducătorul autoriză aceleași sancțiuni ca și atunci când ar ține telefonul la ureche, adică amenda și posibilitatea suspendării permisului de conducere. În schimb, utilizarea telefonului pe difuzor este permisă dacă dispozitivul este fixat într-un suport special pe bordul mașinii. Astfel încât șoferul să poată conduce cu ambele mâini pe volan. Acest lucru este considerat sigur și legal deoarece nu distrage atenția șoferului în aceeași măsură ca utilizarea telefonului în mână. Pentru a evita amenziile, șoferii sunt sfătuiți să folosească dispozitivele hands-free, să conecteze telefonul la sistemul audio al mașinii sau să utilizeze funcția de difuzor doar atunci când telefonul este montat corespunzător în mașină. Astfel aceștia se pot asigura că respectă legea și că nu riscă sancțiuni sau suspendarea permisului de conducere. Relatează știri de cluj.ro.